Pentru viticultorul Liviu Gâț, acest an a însemnat împlinirea unui vis, finalizarea propriei crame. După aproape 3 decenii de activitate, într-una dintre cele mai mari podgorii din România, specialistul a investit în aproape 4 hectare de viță de vie și din această toamnă își va produce singur vinul în crama butic din satul timișan Petrovaselo din comuna Recaș. Am 3 hectare și jumătate de vie, struguri de vin, soiul Merlot, și mai am 1 hectar și jumătate în zona Recaș, plantație tânără, fetească neagră și pinot noir. În ultimii 4 ani am început construcția unei crame pentru a vinifica toată cantitatea de struguri în locația proprie. În acest an am finalizat și vinificația o fac în crama proprie. Capacitatea ei este în jur de 100.000 de litri, dar eu produc cam 20.000 de litri pe an. Eu sunt originar din satul mare, din localitatea Homorodu de Mijloc. Am terminat facultatea de horticultură la București în 1988. Și am venit cu repartiție la Recaș, la fostul IAS Recaș. Am ales Recașul pentru că era o zonă bună, aveam recomandări bune pentru IAS și am și fost, după ce s-au afișat posturile, am fost și am discutat cu cei de aici să văd dacă au nevoie, dacă pot să vin aici, dacă au nevoie de mine, și am primit confirmarea că e nevoie de tineri specialiști și am ales Recașul. Unitatea era foarte bună, fostul IAS Recaș. Sigur, avea și cultură mare și zootehnie și altele, dar după Revoluție, via și crama s-a separat și atunci, ulterior, s-a privatizat. După 27 de ani de activitate la o mare cramă din vestul țării, Liviu Gâț a pornit pe cont propriu în 2015. La început a produs struguri pentru pasionații care doreau să își producă propriul vin acasă, iar acum afacerea se dezvoltă în direcția propriului brand. Am pornit cu 1 hectar de vie și chiar este parcela lângă care ne aflăm. Soiul Merlot, așa am preluat-o, n-am ales eu neapărat Merlot, dar îmi place soiul pentru că e destul de răspândit, vinul dă un vin de calitate, poate nu-i cel mai apreciat vin pe plan mondial, pentru că e Cabernet-ul care este cel mai căutat vin sau cel mai vândut vin pe plan mondial din vinurile roșii, dar mie îmi place Merlot-ul pentru că nu-i foarte astringent, e mai moale, e mai rotund, e catifelat, e pe gustul meu. Ulterior s-a mai vândut ceva parcele lângă plantația mea, am ajuns la 3 hectare și jumătate cât am în momentul de față aici, numai Merlot. La Recaș am plantat 1 hectar cu struguri de vin, fetească neagră și pinot noir. Pentru a diversifica sortimentul de vin, să am și altceva. Sigur că vinul e un alt domeniu. Acolo pot să zic că sunt începător, cu toate că fac vin de câțiva ani, dar mereu am câte ceva de învățat și mereu apar tot felul de lucruri complexe și dacă vrei să faci un vin deosebit, trebuie să mereu să înveți, mereu să înveți. Sper să am timp suficient să reușesc să învăț și să fac un vin foarte bun. Experiența în viticultură l-a făcut pe Liviu Gâț să își creeze propriul sistem, propria tehnologie de îngrijire a viei, de recoltare și de valorificare a strugurilor. Fiecare lucrare din podgorie este făcută conform unui calendar bine stabilit, iar investițiile au fost făcute inteligent pentru a răspunde nevoilor unei crame butic. Lucrările în vie încep cu tăierile de rodire, care se fac toată iarna, după ce cad frunzele, după primul îngheț, în general, începem tăierile de rodire. O lucrare foarte importantă pentru că atunci stabilim încărcătura de rod și producția pentru anul viitor. Sigur că stabilim producția potențială. Pe parcursul anului putem pierde din producție dacă nu facem tratamente la timp sau dacă este frig în timpul înfloritului sau vin alte fenomene naturale, grindină sau foarte multe ploi și nu putem să facem tratamentele, de acolo se tot pierde. Dar noi la tăiat stabilim potențialul de producție pentru anul următor. Și este foarte important să echilibrăm, să nu mergem cu o încărcătură foarte mare, pentru că nu vom avea producție mare, dar nu va fi de calitate, ori
eu cel puțin îmi doresc să fac calitate. Încărcătura mare, odată că nu acumulează foarte mult, nu acumulează nici zahăr, nici substanțe colorante, strugurii nu o să fie foarte colorați, butucul poate hrăni optim o anumită cantitate de struguri. Dacă ai lăsat mai mult, îi va hrăni pe toți, dar nu așa cum ar trebui. Deci nu o să acumuleze culoare, nu o să acumuleze arome, nu o să acumuleze zahăr. Și nu vei obține un vin de calitate. Dacă lași încărcătură prea mică, poți să ai struguri puțini, dar cu boabe mai mari, ceea ce pentru vinul roșu nu este benefic. Deci trebuie găsit un echilibru de producție și de încărcătură, în așa fel încât să ai suficient struguri, să n-ai boabele foarte mari, să fie potrivite boabele și în pielița bobului se acumulează culoarea și aromele. Și dacă raportul de pielițe este mic, deci bobul este mare și raportul este mic, nu obții calitate la vin. Recoltatul îl facem după analiza cantității de zahăr și gustăm strugurii să vedem dacă gustul e copt, dacă semințele sunt copte, e foarte important. Dacă sămânța este verde, înseamnă că strugurile nu-i copt. Sămânța trebuie să fie tare, să aibă tanin. Dacă e moale și e verde, nu e încă momentul să recoltăm. Dacă am recoltat, putem să avem tanin verzi în vin, gustul nu va fi cel mai bun. Plus că nu are suficient zahăr. La vinurile roșii, recoltatul începe undeva de la 220 de grame de zahăr. La 17 grame de zahăr se face un grad alcool. Pentru a obține un vin de 13 grade cel puțin, de acolo pornim. De la 220 de grame până pe la 240 ajungem la finalul recoltatului. Pe anumite suprafețe, toamna, înainte de recoltare, reduc cordonul, păstrez coarde de rod pentru anul următor, dar reduc, tai cu strugurii până strugurii sunt pe butuc și las strugurii să se stafidească cam o săptămână, 5 zile, 7 zile, depinde cum e vremea. Dacă e vremea bună, cald, las 5 zile. Dacă e mai înorat și așa, las 7 zile. Strugurii pierd apă, ei se ofilesc, pierd apă și se concentrează tot. Și arome, și zahăr, și e un gust diferit. Cred că foarte important este momentul recoltării. Pentru a obține un vin de calitate dincolo de producție și producția pe butuc și pe hectar, foarte important este momentul recoltării. Din păcate, nu pot recolta în momentul optim toată suprafața, pentru că eu recoltez manual și nici n-am capacitatea de a o prelucra toată într-un timp scurt. Vinul trebuie să stea cu boabele împreună, mustul cu boabele împreună pentru macerare. Eu îl țin 7 zile, depinde, eu îl țin cam o săptămână și atunci trebuie să-l țin o săptămână să am capacitatea de stocare pentru cantitatea respectivă și după o săptămână să-l presez. Ori nu pot să recoltez tot într-o zi și să-l țin o săptămână ca să aleg momentul optim. Și atunci sigur că încep când cred eu că pot obține un vin bun și mă întind cu recoltatul cam 20 de zile. Maceratul înseamnă scot ciorchinii, zdrobesc boabele și mustuiala aia se ține cu boabele împreună și cu mustul timp de 7 zile. În aceste 7 zile fie se amestecă, dacă sunt cisternele deschise, se amestecă, se scufundă căciula, că ea se ridică și pentru a nu se oxida, se apasă, eu fac de 2 ori pe zi asta. Ar fi bine poate și de mai multe ori pe zi, de 3 ori pe zi sau... Dar atâta așa pot de 2 ori pe zi și atunci mi-am făcut programul și am văzut că e bine. Sau sunt cisterne cu recirculare, recircul mustul, aduc mustul peste pielițe și atunci el intră în contact cu boabele tot timpul. Interesul este să nu se oxideze pielițele. Pentru a menține și pentru a scoate aromele și culoarea, trebuie să amesteci mereu pielițele cu mustul. În acest an am făcut o investiție și mi-am pus o pompă de căldură, calorifere, și atunci pot să mențin o temperatură constantă, necesară fermentării și alcoolice și malolactice la vinul roșu.
O parte din vinul pe care îl produc o să-l pun la baric. Am luat câteva butoaie de la o firmă din România și o să-l țin 6 luni sau un an. Depinde, asta o să testez vinul, să vedem cât ia din taninul butoiului, cât vreau să-l țin, o să-l testez. Între 6 luni și 12 luni. Producția de struguri la soiul Merlot este între 8.000 și 14.000 de kilograme la hectar. La mine, fiind și cu completări de goluri și așa, sunt undeva la limita minimă. Deci eu 7.000-8.000 la hectar, 7.000 kilograme la hectar, cam atâta fac în fiecare an. Asta înseamnă cam 5.000 de kilograme de vin pe hectar. Îl vând așa, la litru, la ambalaje de plastic, sigur că îmi doresc să vând îmbuteliat. Și începând de anul ăsta am câteva categorii de vinuri, deci din același soi și din aceeași plantație, din același loc, voi obține cel puțin 3 vinuri diferite, dacă nu 4. Vreau să obțin vinuri cât mai bune și în funcție de ce voi obține acele vinuri diferite, voi hotărâ unde îl valorifica. Sigur că mi-aș dori să intru poate și la 2-3 restaurante în Timișoara, poate și într-un alt oraș unde se cere vinul roșu și merge, poate pe anumite magazine specializate de vinuri sau chiar de magazinul propriu de la cramă. Planurile Cramei Boutique includ în viitor și un punct de degustare. La acest moment însă Liviu Gâț își adaptează strategia de vânzare la cantitatea de vin pe care o obține și care este una limitată. În ultimii ani cred că a crescut consumul de vin la noi, în țară. Și nu numai că a crescut consumul de vin, dar a crescut numărul celor care sunt cunoscători și știu să aprecieze un vin de calitate. Asta am văzut pentru că, fiind în domeniu, am tot fost mereu la târgurile care se organizează în zonă, în Timișoara, în Arad, în partea de vest mai mult a țării. Și am văzut au apărut foarte mulți producători mici care fac vinuri din ce în ce mai bune. Și nici nu se poate altfel, pentru că nu poți unul care e la început să facă din start cel mai grozav vin din zonă. Nu se poate. Îți trebuie timp, îți trebuie experiență, îți trebuie să legi lucrările din plantație, să ai continuitate în cramă. Dacă ai făcut ceva lucrări speciale în plantație, trebuie să ai continuitate în cramă, să-l vinifici separat, să-l duci până la finalizarea lui și atunci poți obține un vin foarte, foarte bun.